Ești foarte ambițioasă și responsabilă, muncind din greu la ceea ce faci și rareori lași ceva să te abată de la curs. Obiectiv orientată, cea mai mare slăbiciune a ta este o tendință de a-ți asuma prea mult. Ești responsabilă, ești un partener fabulos, direct, cinstit și destul de plăcut. Ești o persoană practică care are multe sfaturi sănătoase pe care se le oferă celor suficient de inteligenți să-ți ceară acest lucru. Universul te-a dotat cu talent pentru a rezolva rapid orice problemă. Analizezi cu atenție situația, găsind cea mai bună soluție. Ești capabilă să planifici totul în cel mai mic detaliu. Ai o imaginație dezvoltată, dar nu te plimbi prin nori. Datorită abilităților tale analitice și a caracteristicilor tale născute, poți să faci planuri raționale de acțiune pentru aproape toate situațiile. Nu-ți place să vorbești inactiv, degeaba. Conversația este de interes pentru tine dacă există un sens și un scop în ea. În conversație, adesea, tu tai discuțiile inutile. Îți place să te înconjori, din punctul tău de vedere, cu obiecte utile. Ai putea fi comparată cu un dulap într-o pivniță. Acest lucru se datorează dorinței tale de a pune totul într-un cadru convenabil, astfel încât să fie mai ușor de analizat. Tu găsești rar un limbaj comun cu oamenii ale căror concluzii se bazează pe intuiție și emoții. Îți este dificil să comunici cu copiii, deoarece ai propriul tău stil. Comportamentul, îmbrăcămintea, obiceiurile tale sunt foarte diferite de cele ale oamenilor din jurul lor. În pofida celor spuse până acum, ești considerată un angajat valoros. Ești sau poți fi un întreprinzător serios al societății, extrem de ambițioasă, conștiincioasă și intenționată. În ciuda faptului că imaginația ta este plină de idei grozave, preferi stabilitatea și securitatea, decât strălucirea reflectoarelor și aventura. Nu este surprinzător că tu te strădui să ai succes și te simți obligată să faci lucrurile de plăcere. Cu toate acestea, ai un simț minunat și rafinat al umorului, surprinzându-i pe cei care nu te cunosc destul de bine. În momentele cele mai neașteptate, lansezi cuvântul tău prompt și îi scufunzi pe cei prezenți în râs isteric. Ar trebui să fii mai tolerantă față de ceilalți. Poți fi foarte supărată de încălcarea ritualului stabilit de tine, iar iritabilitatea constantă duce deseori la probleme cu sistemul nervos și inima. O atitudine mai tolerantă și mai neutră față de ceea ce se întâmplă te va scuti de îngrijorările inutile. Astrele te-au înzestrat cu un talent unic, poți rezolva orice problemă. Cel mai adesea, talentul tău se exprimă printr-o abilitate pur tehnică de a expune orice situație la o analiză aprofundată și de a afla imediat care este esența chestiunii. Datorită faptului că ești capabilă să formulezi cu exactitate sarcini care par dificil pentru alții să le înțeleagă, poți fi solicitat în diverse domenii de activitate. Ești capabilă să-ți îndeplinești scopurile cu un efort minim. Ai un obicei bun de a număra totul, inclusiv lucrurile mici. Imaginația bine dezvoltată te ajută să faci planuri de anvergură. Cu toate acestea, imaginația ta nu are nimic de a face cu fanteziile goale, deoarece se bazează în principal pe o realitate pe deplin fundamentată. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: prudență, înțelepciune practică, metodicitate, determinare, diligență, concretență, claritate. Capricornul este semnul tău zodiacal și ți oferă forță, voință și abilitatea de a nu renunța la jumătatea drumului și, întotdeauna, prin toate mijloacele, să mergi constant până la linie de sosire. Ești o persoană extrem de entuziastă, restul lumii încetează să mai existe pentru tine atunci când ești angajat în munca ta preferată. Tu ai întotdeauna o mulțime de idei neobișnuite pe care încerci să le transpui în realitate. Din păcate, uneori, această abordare determină o cunoaștere superficială a multor domenii de activitate, adică, în timp ce ești dependentă de o idee, stăpânești un domeniu de cunoaștere,
apoi altul, al treilea și așa mai departe ad infinitum. Cele care sunt specializate în gust, vor eșua. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului, disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistente și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Patronul tău astral îți insuflă o iubire extraordinară pentru reguli și ordine. De asemenea, îți place să-ți creezi propriile reguli și vei fi fericită să le impui colegilor. Dacă te confrunți cu încălcarea regulilor, atunci aceasta îți va provoca doar o reacție de iritare. Prin urmare, ar trebui să-ți dezvolți răbdarea și acceptarea altor comportamente. Acest lucru ar trebui făcut nu numai de dragul colegilor și al altor persoane, ci și din motive egoiste. Mânia și iritarea acumulate pot afecta sistemul cardiovascular și nervii, în unele cazuri apărând nu numai necesitatea, dar și dependența de psiholog. Deci, va fi util să-ți temperezi personalitatea încă din copilărie și să afli câteva practici și meditații de relaxare, pentru a învăța să îți menții sub control stările emoționale negative. Încerci mereu să aderi la un plan preconceput, în prezența căruia orice idee care apare în capul tău nu este uitată și nu este pierdută în fluxul general al gândurilor, dar suferă o dezvoltare treptată. Trecând în mod constant etapele de observare simplă, formulare precisă și, în final, punerea în aplicare. Prin dezvoltarea unei abordări similare, poți să o folosești din nou și din nou pentru a rezolva o mare varietate de probleme. Poți fi considerată foarte simplă pentru că preferi să nu fii implicată în conversații inutile. Totuși ești capabilă să susții agitația socială și chiar să obții o anumită plăcere din ea. Dar pentru ca o conversație să-ți atragă atenția, trebuie să aibă în mod necesar un anumit sens sau un scop. Ai o înclinație pentru colecții. Colectezi aproape orice, de la obiecte materiale la fapte și alte informații. Poți fi obișnuită să te înconjori cu cărți, unelte, materiale și alte obiecte utile din punctul tău de vedere, pentru a avea tot ceea ce ai nevoie la îndemână în orice moment. Poți fi genul de om extrem de organizat. Ești capabilă să-ți conduci colegii insistând asupra unui lucru, de exemplu, acela de a-și exprima gândurile mai clar în discuțiile publice sau de a menține ordinea la locul de muncă. Se pare că pentru a înțelege cu adevărat ceva, aproape orice, inclusiv emoțiile umane,
trebuie să pui un fenomen anterior necunoscut într-un anumit cadru formal de evaluare. În cazul în care grila lipsește, intră în așteptare până își va găsi locul potrivit. Datorită acestei particularități a gândirii, nu găsește mereu un limbaj comun cu cei care preferă să-și bazeze evaluările pe emoții sau intuiție. În parte, acest lucru se aplică și relațiilor de dragoste. În plus, întâmpin destul de des anumite dificultăți în comunicarea cu copiii datorită dorinței tale de a-i controla în mod constant și de a-ți demonstra superioritatea. În acest sens, ar trebui să nu uiți că o cale corectă în viață pur și simplu nu există și nu poate exista. Viața în sine nu este corectă. În virtutea unui mod foarte specific de viață și gândire, ești de obicei considerată o persoană cu stil propriu, spre deosebire de oricine altcineva. Tu diferi într-adevăr semnificativ față de cei din jurul tău nu numai prin ideile tale, ci și în modul tău de a te îmbrăca, obiceiuri și comportament. În parte, din acest motiv, ar putea fi dificil pentru tine să suporți obligații suplimentare sau să închei acorduri pe termen lung. În ciuda faptului că, de regulă, lucrezi foarte productiv într-o echipă și ești considerată un angajat valoros la orice loc de muncă, vei prefera mai devreme sau mai târziu să-ți organizezi propria afacere. Este foarte bine ca să lucrezi în domenii ce au nevoie de creativitate, ce realizează o productivitate extrem de ridicată, sau poți fi un artist ce se exprimă în alt mod. Ești o doamnă economică, loială, responsabilă, cu o imaginație bine dezvoltată, dar din moment ce ești destul de practică, visele tale sunt pline de conținut, sunt destul de clare și realizabile. Pentru acestea, ești gata să muncești din greu, făcând planuri care sper să devină realitate. Vei duce cu siguranță ceea ce ai început la un final logic și nu-ți pasă de ce trebuie să faci, ce va trebui să sacrifici și chiar pe cine va trebui să sacrifici. Activitatea nefinalizată te îndepărtează de viață și de viitorul pe care îl visezi, așa că vei face totul, vei depune toate eforturile pentru a finaliza cu succes lucrarea și a pune un punct de grăsime în portofel. Cum afectează data de 4 ianuarie soarta ta? Orice situație este ușor de rezolvată de către tine. Analiza atentă a evenimentelor te ajută să găsești rapid soluția potrivită. Ai o minte practică, ești mereu cu picioarele pe pământ, ceea ce îți permite să-ți calculezi forța cu acuratețe maximă, fără a cheltui un gram mai mult decât este necesar. Ești obișnuită să iei în considerare fiecare detaliu al afacerii, construindu-ți acțiunile viitoare în conformitate cu acestea. În același timp, îți poți imagina un scenariu exemplar de dezvoltare a evenimentelor, iar imaginația ta nu are nimic de a face cu visele inutile și fanteziile aeriene. Prin urmare, toate proiectele tale sunt destul de viabile și se dezvoltă în condiții reale. Nu-ți plac discuțiile goale. Poți să-i susții pe oamenii fără sens, oferind o odihnă temporară creierului tău, dar ascultând un nesimțit pe termen lung te determină să ai un sentiment puternic de ură și dezgust față de interlocutorul tău. Ai, de asemenea, obiceiul de a aduna totul în casa în care intri, pentru a folosi în viitor, atunci când apare necesitatea, care de obicei nu apare niciodată. Din acest motiv, nu renunți niciodată la lucruri sfărâmate sau vechi, crezând că într-o zi ar fi utile pentru tine. Ai o organizare mentală foarte pedantă și iubești aproape tot ceea ce faci. Ai nevoie de o ordine ideală nu numai pe masa sau biroul tău, ci și pe cele ale angajaților tăi și, de asemenea, făcând un raport la cei din jurul tău, vrei să se exprime în mod clar și consecvent, fundamentând de logic gândurile lor. Tu estimezi chiar și sentimentele altora într-o anumită scală mentală elaborată de tine, cântărind sinceritatea emoțiilor altora. Din acest motiv, nu poți să menții relații normale cu oamenii care se supun impulsurilor de moment și sunt ghidați în acțiunile lor prin sentimente, emoții și nu prin calcul. Apropo, o astfel de problemă există în viața ta personală, pentru că nu la toată lumea îi place o astfel de abordare rațională a sentimentelor. Și, de asemenea,
Aceasta interferează cu relația normală cu copiii tăi, deoarece ei îi ții sub un control vigilent, îngrumându-le fiecare pas. Tu trebuie să înțelegi că în viață nu există doar modul tău corect de acțiune și că, dându-le copiilor mai multă libertate de acțiune, își vor facilita propria viață. În ideile tale, preferi să nu mergi pe drumul bătătorit, ci să-ți dezvolți propriile soluții. Prin urmare, încerci să nu închei acorduri privind cooperarea pe termen lung și, deși ești capabilă să-ți îndeplinești îndatoririle fără dificultăți și plângeri speciale, nu îți place să lucrezi la nesfârșit într-o echipă. Din acest motiv, poți deveni propriul tău stăpân și, de asemenea, poți obține rezultate excelente prin implicarea în activități creative precum arta de exemplu sau muzica. Dragoste și compatibilitate. Simți nevoia de dragoste, dar în tot ceea ce se referă la emoții, ești atentă și precaută, preferând să te limitezi decât să fii vulnerabilă. Dacă te întâlnești cu o persoană în care poți avea încredere și cu care te poți relaxa puțin, în timp ce îți dezamorsezi protecția interioară, devii un partener senzual, iubitor și credincios. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Colegii tăi nu întreabă niciodată ce semn al zodiacului s-a născut pe 4 ianuarie, căci numai capricornii pot asupri și tortura colegii cu cerința de a se comporta așa cum trebuie sau așa cum ar trebui. Tu poți cere colegilor să păstreze lucrurile la locul de muncă într-o manieră care pare a fi cea mai rațională și mai convenabilă, astfel încât ei să-și corecteze definitiv comportamentul sau discursul, și așa mai departe. Lucrezi productiv într-o echipă, dar mai devreme sau mai târziu vei decide să-ți inițiezi propria afacere. Ar trebui să alegi domenii de activitate care sunt într-un fel legate de creativitate și autoexprimare. Sănătate și boli. Ar trebui să fii mai tolerantă față de ceilalți. Poți fi foarte supărată de încălcarea regulilor stabilite de tine, iar iritabilitatea constantă duce deseori la probleme cu sistemul nervos și inima. O atitudine mai tolerantă și mai neutră față de ceea ce se întâmplă te va scuti de îngrijorările inutile. Este foarte important să ai un calendar clar pentru activitățile fizice, mai ales dacă ai o activitate sedentară. În ceea ce privește dieta, o masă variată, plină cu mâncăruri delicioase și chiar exotice, este mai bună. Colecționarea de rețete poate fi un fel de hobby. Jocuri în aer liber, aventuri romantice, experiențe sexuale, toate acestea au un efect benefic asupra sănătății tale. Nu ar trebui să suprimi impulsivitatea și improvizația în tine și în partenerul tău. Soarta și norocul. În această zi se nasc naturi dualiste, viclene, inventive, hotărâte, poți găsi un limbaj comun cu oricine, observând exact cum este mai profitabil să te comporți cu o persoană sau cu alta. Știi să te prezinți într-o lumină favorabilă, să negociezi, să convingi oamenii, să conduci. Dar dorința ta de a conduce uneori te poate transforma în tiran, iar prietenii și asociații se pot transforma în cei mai răi dușmani. Există multe suișuri și coborâșuri în viața ta, în general, poți avea o situație instabilă, poți să crești și să scazi. Totul depinde de calitățile, de atitudinile tale față de oameni și de lumea din jurul tău.
Trebuie să cultivi în tine însăți bunăvoința, mila, sufletul. În anii maturității, în sfera materială pot apărea probleme serioase de sănătate a bugetului. Sfaturi pentru tine. Trebuie remarcat faptul că te distingi de mulțime chiar la prima vedere, în modul în care te prezinți. În exterior, te deosebești de standardul general și preferi să te îmbraci în stilul tău. Prin urmare, va fi dificil pentru tine să lucrezi ca manager, să comunici direct cu clienții sau cu angajații băncilor, adică în toate cele specialități în care aspectul trebuie să se potrivească perfect anumitor modele. Destul de ciudat, poți fi artist și meșteșugar bun în lucrarea în care cunoști să te exprimi. Nu totul în viață poate fi formulat și planificat. Respectă-i pe alții, chiar dacă aceștia urmează o altă cale. Fii deschisă pentru inovație. Îmbunătățește-ți propria tehnică, nu-ți fie frică să improvizezi dacă este necesar. Chiar și cuvintele moderate sunt clare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al V3 familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.